Emi, prietene, am să mă pronunț în sfârșit asupra noului război molipsitor. Domnule, eu personal, odată cu căderea lui Gorbi, 91 sau când a căzut, n-am mai votat cu rușii, adică, fine. Chiar m-am temut că de un stat naționalist și trebuie să cu el, nu știu ce. Pe Putin nu l-am salutat când a intrat în oficiu. Păi am văzut cum se tot schimba cu Medvedev. Chiar am făcut și eu un portret fotografic, eu zis, teologii, el cu Medvedev, împărțind Rusia în gânduri. Cu șahul lui și toate astea, sportul și așa. Dar am lăsat urechea. Acesta nu este un discurs, aceasta este o predică. Pentru că eu sunt și cleric, mai ales și de formație sunt cleric. Cardinal. Deci ce vă zic? Am zis, domnule, în America se duce 30% din, sau 30% din mâncarea lumii se consumă în America. Bă, le-o fi foame, mă. Și apoi când am văzut că Angela Merkel nu vrea să mărească prețul la gaz și ea, Macron sau cine, și poate englezii care mai erau atunci în US, înainte de Brexit, în 2014 și 15, am zis, boșilor, păi nu-i corect. Dar poate era corect. Poate prețul era prețul corect la gaz. Cine știe? Ar trebui să ne vorbim cu un specialist, un benzinar. Ăla ne-ar spune care e prețul corect la gaz. Bun. Mai mult ce să zic. Și am zis, domnule, nu vrei să facem comerț? Eu să-ți dau barabule, tu să-mi dai pascule. Dar se vede că nu suntem oameni. Și atunci, efectiv, sunt pentru contra. Nu mă interesează. Dar sunt pentru ceva. Eu citesc Biblia, Biblia care este această carte, domnule Putin și KGB sau ce sunteți voi acolo, Medvedev și cine mai fi, Ilia Ehrenburg. Și în Biblie scrie așa, că poporul meu, zic de la mine, poporul meu, dacă tu crezi în mine și mă iubești, eu te voi binecuvânta, voi lăsa binecuvântare după binecuvântare din mii în mii și din mii de mii. Înțelegi? Deci arta mea militară, arma mea cerească, nu este vreo bombă sau vreun scut, ci este umanitatea care stă în noi, în fiecare popor și în fiecare om care suntem aici. Eu n-am nevoie de bombele Americii ca să mă apere de tine sau de altul. Eu am nevoie de împărăția lui Dumnezeu vine și El mă va apăra. Și eu, prin simpla mea benignitate, dragă domnule rus, frate, eu nu, pentru că nu vreau să te bombardez, nu vreau să te ocup, nu vreau să te civilizez, nu vreau să te iubesc, atunci Dumnezeu mă înțelege și mă va apăra pe mine și pământul meu și poporul meu și oamenii mei din care scobor și spre care mă urc, de tine. Sau de cine o fi. Poate te mai gândești, mai rusule.